coale, bun venit asezătoare, hai poftit cu mic, cu male, chiar de aici la Gupa Male, unde astăzi e sălbătoare, am să-mi cer cu ghicitoare. Ce ești tu asezătoare? Cine știe, mâna sus, și vedem ce aveți de spus. Crăciunului îi sunt dedicate sărbări în care colindăm și spunem poezii care mai de care mai frumoase. Micuții din grupa Albinuța din cadrul grădiniței 55 s-au pregătit cum au știut ei mai bine pentru a-l întâmpina pe Moș Crăciun așa cum se cuvine. Timp de o oră, micuții au fost adevărate vedete îmbrăcați în port național, au spus poezii, au cântat și au dansat. După faptele bune, a sosit și răsplata. Moșul sosit de departe a venit cu cadouri pentru toți cei care au fost cu minți. Ia uita, sunt românaș, tata zice că fecior, iar mama puișor mă îmbracă, mă gătește tot așa pe românești, cum să vine la flăcări cu opin și zurgălăi și cu cușma pe ureche ca să le fiu drag la fel. Mândru sunt că sunt român, dintr-un neam de oameni buni, omenoși din noastră moș, anici calci generoși. Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Un dispozitiv care pui cărți redă cai. Moș Crăciun, tot ce spun că ești darnic și băi, eu scriu mai înainte că sunt băce cu minte. Eu scriu că aș mai ști că nu ce jucări, cum aș cereați copii. Dacă vede o mea plăcuță, că mi-aș pat o pizza veche, ia pe tu pișcuță, motocea roșu la ureche. Bravo, mama! Bravo! Cine te-a învățat poezia? Doamna Paula, da. De reușita acestui spectacol s-a ocupat doamna educatoare Paula Cojocaru. Face acest lucru cu drag de foarte mulți ani și mulțumirile nu întârzie să apară niciodată. S-au pregătit foarte bine, au fost ascultători, părinții s-au implicat foarte mult și cred că s-a văzut în seara aceasta rodul muncilor. Eu au fost foarte bucuroși când au aflat că o să țină serbarea aici la Galeriile Real și foarte încântați că va veni și moșul.